Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Noiembrie poate fi puțin dizarmonică pentru scorpioni. Pentru a schimba situația în bine, va trebui să corecteze unele greșeli din trecut. În viața personală, zeița fortuna se va dovedi absentă, iar rosul se va juca de-a ascunse la cu tine. Multe cupluri vor dori libertate și vor pune relația în cui, după ușă. Situația financiară va începe să se schimbe după luna nouă însăgetător pe 24 noiembrie, așa că decembrie va fi o lună mai bună din punct de vedere financiar. Dragoste, acum este chiar momentul în care pasiunea scorpionilor pentru intridile va face un deserviciu. Într-o relație, cea mai înaltă onestitate este importantă pentru tine și, cum orice minciună poate fi dezvoluită, vei fi supărată. Dacă tocmai ai început o nouă poveste de dragoste și cealaltă jumătate se îndoiește de cuvintele tale, cel mai probabil, perspectiva unei astfel de relații nu va fi pe termen lung. Cei care sunt în sindicatul familiei de multă vreme sunt susceptibili de a avea fricțiuni și divergențe în raport cu preferențialitatea asupra deciziilor comune. Cu toate acestea, scorpionii înșiși sunt obișnuiți cu valuri constante în relații. Este lăudabil că poți găsi momente pozitive și de conectare printre confuzie și negativitate. Dacă treci peste testele sorții, vei fi răsplătită cu o adevărată lună de miere în decembrie. Sănătatea Scorpionii nu se vor plânge de sănătatea lor, pentru că acum tonusul energetic este cel mai bun. Cu toate acestea, cei care au boli cronice trebuie să fie atenți la bunăstarea lor. În cea de-a doua decadă, mai aproape de sărbătoarea Sfinților Arhangheli, este probabilă o deteriorare bruscă stării de sănătate. În astfel de zile, Încearcă să te odihnești mai mult și să nu lucrezi fizic, dacă este necesar, asigură-te că vei consulta un medic, examinările preventive și testele de imunitate îți vor face bine. La sfârșitul lunii noiembrie, verifică funcționarea ficatului și a căilor biliare, este posibil să ai nevoie de o intervenție minoră, angajează-te în câteva zile de post pentru a îmbunătăți digestia. Elimină complet alimentele prăjite și grase din dietă, renunță la alcool dacă este cazul, banii, dorința ta de a te afla pe fundalul evenimentelor va fi benefică. În prima decadă, creșterea carierei și bunăstarea vor depinde direct de cât de perspicace ești. După 10 noiembrie, o probabilă călătorie de afaceri îți poate aduce o mulțime de emoții plăcute. În plus, vei putea întâlni oamenii de succes care îți vor influența viitoarea carieră. Patronii influenții îți vor oferi încredere și te vor putea recomanda ca un angajat valoros. În a treia decada a lunii noiembrie, te poți ocupa cu succes de documente, de cumpărare și vânzare de bunuri imobiliare și de cumpărarea unei mașini. Această perioadă va avea succes pentru finalizarea dosarelor complexe început anterior și pentru distribuirea datorilor. Dacă vrei să-ți crești veniturile, contactează-ți vechi prieteni. Deși finanțele vor fi în regulă, este bine ca scorpioinii să amâne cheltuielile serioase. De asemenea, astrele te avertizează că poți cheltui mulți bani pe nimicuri sau pe divertisment. Atenție la situațiile în care pierzi controlul asupra ta. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!